Bună ziua! Tocmai am finalizat o întâlnire foarte bună la care a participat împreună cu mine domnul Ludovic Orban, premierul domnul Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, ministrul finanțelor domnul Câțu și colegul meu Cosmin Marinescu. Am avut o discuție destul de lungă și am reușit nu doar să atingem temele importante, ci chiar să venim cu soluții foarte bune. Am discutat, evident, situația economică, situația bugetului, situația generală. Ne-am concentrat în această discuție, în partea după introducere, pe două teme. Prima fiind deficitul bugetar. Este clar că vom avea un deficit mai mare decât a fost inițial. Vorbesc inițial la începutul anului planificat, iar acest deficit trebuie finanțat. Și am avut o discuție foarte bună pentru a vedea ce măsuri sunt fezabile, ce măsuri se impun pentru revigorarea economică. Spun intenționat revigorarea economică, fiindcă în România nu putem să vorbim de o repornire a economiei. Noi n-am oprit-o niciodată. Economia României nu a fost oprită, au fost anumite sectoare care au fost oprite, însă în ansamblu nu am avut o astfel de măsură. Ceea ce ne dorim cu toții este să avem o finanțare bună pentru deficit ca să. Nu fie nevoie de măsuri suplimentare de austeritate, este nevoie de măsuri foarte coerente care ne permit să încurajăm această economie care este în momentul de față într-o situație specială, într-o situație de criză. Am găsit soluții pentru toate. Și este evident că aceste soluții pot fi puse în practică cel mai bine dacă toate entitățile care au fost astăzi la masă lucrează împreună, au lucrat și până acum, vom intensifica lucrarea, avem programe, avem soluții pentru finanțarea deficitului, pentru revigorarea economică și credem că dacă facem lucrurile așa cum trebuie și așa ne-am propus să le facem, atunci avem șanse bune să își revină economia românească și să ieșim destul de repede din situația total neplăcută, din situația de criză în care ne găsim acum. Mulțumesc!